Am avut nevoie de ceva îndrăzneală să încerc să vorbesc despre cruce, despre crucifix și o îndrăzneală și mai mare să vorbesc despre cruce pe tabloul Fiicei noastre Mara. În mediile noastre neoprotestante, nu avem tot ritualul și toată gestualitatea care ține de cruce, deși în arhitectură văd timid, dar cât se poate de prezent acest simbol. Și uneori poți confunda ușor o biserică neoprotestantă cu o ambasadă. Dar pentru că are undeva schițată crucea, te gândești că poate clar este o biserică. Această simbolistică își face prezența în noua arhitectură a bisericilor noastre. E o îndrăzneală pentru mine, pentru că îmi aduc aminte din copilăria mea, din tinerețea mea, cum se predica despre cruce și cum trebuie să-ți iei crucea, trebuie să-ți duci crucea în fiecare zi, trebuie să o duci într-un anume mod. Pentru că, de fapt, crucea s-ar putea cândva să fie un pod peste o prăpastie. Și dacă cumva crucea ta nu-i destul de grea, de mare, de lungă, nu ți ajunge să faci podul peste prăpastie. Era una dintre predicile pe care mi le aduc aminte din copilărie. Și atunci îndrăzneala mea ține de faptul că dacă vă uitați la acest tablou, dominanta este centralitatea crucii și crucificării lui Hristos, lângă care sunt crucile tâlharilor. Putem să facem și un fel de speculații, oare de pe care cruce s-a dus în rai cu Mântuitorul. Dar fără să intru într-o hermeneutică a tabloului, dominanta pe care eu o văd în acest crucifix, și așa îl și numim crucifixul lui Mara, este de fluiditate. Nu este încrâncenare aici, este așa un dans aproape, o înșiruire de culoare și de mișcare care face crucifixul și face crucea parte dintr-un tablou cât se poate de natural și cât se poate de ușor de dus, pentru că Mântuitorul a zis să luăm jugul lui. Și Mântuitorul a dat nenumărate îndemnuri legate de cruce. Scriptura, Evangheliile sunt o arie pe care putem să o explorăm când vedem de fapt ce înseamnă crucea. În acest tablou, fluiditatea, cromatica, mișcarea sugerează aproape o îmbrățișare a crucii, o asumare a crucii, o asimilare a crucii în metabolismul fiecărei zile. Pentru că mai nou și cu mai multă înțelepciune, teologii, filozofii abandonează fereastra aceasta a triumfalismului, în care dacă suntem ai Domnului, trebuie să ne meargă bine, suntem scutiți, suntem protejați.
Pe când realitatea poate developa cu totul altceva. Poate developa asediu. Ești al Domnului și casa ta este sub asediu. Ești al Domnului și familia ta este zgâlțuită din rărunchi. Ești al Domnului, umbli cu Domnul. Și sunt dureri, sunt suspine negrăite pe care Duhul le preia și le transformă în rugăciuni. Dacă suntem ai Domnului și dacă umblăm cu El și pentru El, crucea fiecarei zile ar putea semăna cu crucifixul acesta, în care este o cromatică, aș spune eu, a împăcării, nu a resemnării, ci a asumării. Este o liniaritate a dansului. Este o comunicare pe o temă centrală, o cruce mare care ține pe celelalte două, de pe una oricum s-a săvârșit miracolul eternității, pentru că i-a spus Hristos tâlharului: astăzi vei fi cu mine în rai. Deci e un tablou pe care adesea îl îmbrățișez cu privirea și care îmi grește. Îmi grește și îmi propun să-l aud. Nu numai să-l văd.